rețeta de astăzi, rahat de casă făcut cu zeamă de la portocale. Să începem, acesta este rahatul, vedeți, cel cu portocale. Așa. Și acesta este cel cu cacao. Uitați. Se face foarte ușor. Așa. Și cel cu cacao. Și acum să spunem ingredientele și să trecem la treabă. O să facem cu portocale și o să avem nevoie de 100 de zeamă de la portocale cu 180 de apă, cu 85 de grame de amidon, apoi vom mai avea nevoie de 225 de zahăr cu 70 de apă. Și pentru cel cu cacao vom pune cacao și pentru culoare, pentru cel cu portocale, vrem să fie mai colorat, adăugăm puțină curcumă. Într-un vas, mai întâi vom pune 225 de zahăr cu 70 de apă și punem pe foc. O să pun tot zahărul așa aici. Să dau mai în față. Și lăsăm să fiarbă circa 5, 6, 7 minute până face așa multe, multe, multe beșicuțe. Aici am pus zahărul și turnăm și apa. Vedeți? Deci 225 de zahăr cu 70 de apă. Închidem. Lăsăm să fiarbă. Între timp, într-o uliță, vom pune amidonul nostru, deci 85 de amidon, 100 de suc de portocale. Deci am stors portocala și 180 de apă. Așa. Și le punem la fiert. Și vom pune amidonul. Îl punem așa pe tot. Puteți pune și esență de portocale în interior, să fie mai aromat. Punem și apa. Și vom pune și zeama de la portocale. O strecurăm așa, ca să nu avem pulpă. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Și acum o să amestecăm cu un tel. Amestecăm așa încet. Și am să pun și puțină curcuma pentru culoare. Sau cine dorește poate pune colorant în gel. Am să pun puțin, puțin, nu mult. Așa, mai pun puțin. Doar pentru culoare. Și amestecăm. Și acum vom pune pe foc. Și pentru compoziția cu cacao, noi vom pune în loc de sucul de portocale, vom înlocui cu apă. Deci vom pune 280 de apă și o să punem 10 grame, 8 grame, 5 grame, acum depinde cât de concentrat doriți să fie cacao în rahat. Adăugați cacao. Și punem într-o formă. Eu am să pun așa într-o formă mai micuță. O voi tapeta cu folie alimentară. Și o punem fierbinte. Și o lăsăm până a doua zi la rece. Ca să ne și pregătim. Așa. Am închis amidonul. Îl amestecăm așa bine. Așa. Zahărul meu. Deci a fiert, a făcut foarte, foarte multe beșicuțe și acum, vedeți, și îl turnăm tot peste.
Și începem să amestecăm încet, încet așa totul. Ia uitați cum s-a făcut. Acum punem din nou puțin pe foc, până se îngroașă bine, bine din nou și se dezlipește de tigăița noastră. Ia uitați, așa. Vedeți? Așa, și acum am să-l pun peste. Aici, peste. Și acum acoperim cu folia. Vedeți? Și facem așa o mică prisare ca să-l facem uniform deasupra. Ia uitați. Și apăsăm așa cu mânuța. Așa. Și rezultatul, eu îl dau la rece până mâine. Și rezultatul o să fie acesta. Ia uitați. Și îl scoatem. Eu aici am pus mai multă curcuma și a ieșit mai galben. O să-l punem așa aici, uitați cum arată. Și cel cu cacao. Așa. Și acum vom tăia, acesta îl voi da la rece și acestea două le vom tăia și le vom da prin amidon. Așa, vom tăia cu bulețe. Acesta am să-l pun la cornulețe, pun așa aici, și acum tăiem cu bulețe, dimensiunea dorită. Ia uitați. Și le dăm prin amidon. Vedeți? Ia uitați. Așa se vede, nu? Și dăm prin amidon. Dați prin zahăr, o să se topească. Să-l dăm prin amidon și-l așezăm așa aici. Și mi-am făcut cutiuța mea cu rahat de casă. Aici, rahatul nostru de casă cu portocale și cu cacao. Și cel cu cacao, cum am mai spus, în loc de zeamă, adăugați apă și încă 10 grame de cacao. Și același procediment. Rețeta este simplă, este foarte bun, este făcut de noi în casă. Vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem și mâine dimineață cu altă rețetă. Pupici, la revedere, o zi frumoasă!